Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de la Ferma Lunea Ion. Mă aflu în bază, suntem tot în luna mai, nu am dat încă timpul pentru că am făcut câteva mici trebușoare pe aici pe la fermă, după cum bine vedeți. Am scos toți paleții din solar, au fost câțiva paleți, avem foarte mulți paleți de căpșuni. Căpșunile sunt destul de puțin plătite, dar avem destui paleți acum, o să mai strâng încă o tranșă, încă vreo 4-5 luni. Ăștia sunt paleții de pe 8 luni de zile pe care mi-a produs solarul, toți paleții ăștia. După cum bine vedeți, salata, dacă se plătește mult, mi s-a produs destul de puțină. După aia sunt roșiile, care nu sunt nici ele foarte multe. Cel mai mult avem căpșuni, deoarece sunt cel mai prost plătite, să zicem așa. Apă, văd că mai are 2 tone de apă, o să trebuiască adusă niște apă aici în bază. Dar la solar, dar înainte de asta, vreau să vă arăt că am mai făcut o misiune aici de dat cu lime. Nu asta. A, aici și am dat cu zetor cristalul ăsta. Am terminat de dat cu lime. De ce mă bagă pe mine în cupă aici? A, așa. Am dat tot terenul ăsta cu lime. Dar am o mică chestie. Aș încerca să duc lime-ul ăsta, să văd dacă mă lasă să-l descarc la mine în bază. Dacă mă las, pentru că e lime-ul de la misiune pe care mi l-a dat mie misiunea. Misiunea nu mi-o plătește foarte bine, dacă venim frumos aici și ala. Pam. Și venim aici la contracte, unde avem contractele. A, așa. Avem. Păi stai, de ce nu-mi dă banii pe ea? A, păi. Bă, dar ce țeacă mi-am luat. Ștergem toate contractele și dăm contracte noi. Nu, păi nu vreau să-l activez ăsta. Cancel. Așa. Mamă, dar ce țeacă mi-am luat. Aici pot să fac contracte noi pentru că am activat chestia asta cu... mai, contracte mai bune, dar de ce nu mai dă mie bani? Că eu i-am dat save. A, ce țeapă mi-am luat și utilajele astea au rămas și astea. Astea mă gândesc că pot să le dau înapoi. Dar mi-e ciudă că nu-mi dă bani. Trebuia să-mi dea 3500. A, pus gâtul mătii eu de joc. Bun, și utilajele astea de ce mi-au rămas mie? Deci fiți atenți. Mi-au rămas utilajele astea mie, dar nu înțeleg din ce cauză mi-au rămas mie și nici nu pot să le vând, pentru că nici nu le am în chirie, nici nu le am în garajul meu. Ok, deci s-a întâmplat ceva cu contractul. Eu am terminat contractul, i-am dat save, am ieșit din joc, am închis jocul. Și acum când am intrat, zic, ca să-mi iau banii pe contract, ca să vedeți și voi, mi-am luat mare țeacă. Ok, o să văd cum o să scot utilajele astea, o să le șterg, oricum n-o să le țin pentru mine. Bun. Ce vreau să facem în episodul de astăzi? Înainte de a duce apă, hai să ducem repede apă la solare, acolo frumos, vreau să ne plantăm niște copaci. O să trebuiască să dăm cu niște lime și acolo pe terenul, cu lime nu, cu îngrășământ pe terenul unde am cosit toată iarba. O să dăm acolo cu niște îngrășământ rapid. O să dau eu că nu vreau să pun lucrător automat, că ăla o să se ducă, o să o ia razna și o să-mi consumi o grămadă de îngrășământ, plus că nu mai am, mai am 4 saci de îngrășământ acolo pe un palet, o să trebuiască cumpăra niște îngrășământ. Iar în episodul de astăzi o să ne ocupăm cu plantația unei mici păduri, bine, păduri nu se poate numi pădure, o să fie o plantație de copaci aici pe hatul meu cu vecinul, pentru că o să luăm în chirie o mașină de plantat copaci, plus un palet din 120 de copaci. Nu știu dacă o să pot să-i plantez pe toți, dacă o să-mi încap 120 de copaci, dar dacă o să-mi încapă 20-30 de copaci, eu sunt mulțumit, pentru că o să-i tăiem și o să ne scoatem niște bănișori. Plus de asta o să punem brad, nu o să mai fie pin cum erau înainte, că bradul ăsta o să ne dea mai mulți bănișori. A, așa, hai să-l încărcăm pe ăsta frumos cu apă. Așa, mă duc eu repede și descărcăm apa asta acolo, o patată. Așa. Hai, tată, de-abia m-am încadrat. Așa. Și paleții, v-am spus, o să mai strâng din paleți, ne mai lăsăm niște paleți acolo în bază, că sunt bineveniți, așa o să iau o platformă din aia mare, încarc pe toți și îi luăm și vindem. Ușor aici cu stânga. Și vreau să mă duc repede, v-am spus, să plantăm copaci.
Așa, unde avem de descărcat aici frumos. Bă, a dat ceva solarul ăsta, i-am pus apă de două ori. Asta e că vrea și aici apă. Așa, dacă vrea să descarce aici, îl lăsăm aici. Bun. Atât. Asta termina de descărcat apă frumos. Hai să lăsăm și tractorul ăsta să-l parcăm pe aici pe undeva. Îi găsim imediat un loc și ăsta. Ia că e curat acum, lăsăm aici în garaj frumos. Hop. Păi cu spatele, tată. L-am oprit. Pam. Bun. Hai să ne ducem rapid la shop. Și de aici, de la shop, ne luăm închirie. Ne ducem frumos la echipe de forestry. Și vedem așa. Avem aici, am băgat eu un moduleț. Ăsta mă costă 16.000 și cel original din joc cât e? 26.000. 8 km la oră. Aici, la kilometri, pot eu să modific. Așa că o să-i băgăm la ăsta un 18 km. Îi punem și roți. Îi punem și din astea. Oricum îl luăm închirie, nu-l cumpărăm, așa că culoarea doar galbenă, culoarea la jante nu ne interesează. Îi dăm un lix pentru 918 euro. Bun, mai avem 30.290. Acum, încă o chestie ne mai trebuie. Așa, și venim frumos aici la paleți aici. Paleți. Și venim noi că avem un moduleț activat. Ăsta ne dă 20 de piese, 20 de copaci și ne costă 1000 de euro. Bun. Deci noi venim frumos mai încoace în capăt, că trebuie să am eu modulețul activat cu mai mulți copaci într-un palet și sunt aici. Exact. Bun. Aici avem 6 piese, 40, 60 sau 120, 3500. Eu m-aș duce pe 60 de piese. Hai să mergem pe 60 de piese, un 2000 de euro, îl cumpărăm frumos, pam. Pam, și lăsăm bineînțeles abetul. Ăsta, abetul este bradul ăla mare care ne trebuie nouă. Hai să ne dăm rapid teleport în tractoraj. Bun, o să ne trebuiască tractorul ăsta pentru a putea semăna, a planta de fapt copaci, că îi plantăm, nu-i semănăm. Dar înainte de toate, hai să dăm cu niște îngrășământ rapid aici, că l-am ăsta încărcat. Mă așteaptă, oare pot să iau tot terenul odată? Nu știu dacă prinde zău tot terenul, dar dau odată pe mijloc. Așa. Și termin, practic termin așa treaba mult mai repede. Oare mi leapă tot? Văd că aruncă și acolo vecinul. A, aruncă, leapă tot dintr-o trecere, deci e ok. Plus că pe celălalt teren avem rapița încă nu este gata de recoltat. Cred că mai trebuie 2 luni ca să o pot, recolta. Dau aici cu îngrășământ ca să aibă îngrășământ 100%. Mai dăm timpul vreo 2 sau 3 luni să ne crească iarba, o mai cosim o dată. Și după aia o băgăm direct în buncăr acolo la noi ca să facem niște silici. Să facem mai mult silici într-o cantitate mai mare de data asta. Și ideea mea cu copacii care e să-i plantez, să crească, să-i tai, să am niște bănișori, să-mi cumpăr terenuri. Vreau să mă măresc neapărat, să am mai multe terenuri, vreau să scot o producție cât mai mare de fân, de iarbă, vreau să mai adaug niște garajele, niște șure ca să pot băga fânul în ele, să pot ține produsele în ele pentru a hrăni animalele care o să le cumpărăm pe viitor. Și pentru asta avem nevoie de fonduri. Avem nevoie de fonduri că stăm în 28-30.000, de acolo n-am mai avut nicio șansă să mai urc în sus. Hop, gata. Cât ne-a luat? Ok, un 45% doar. Nu, un 35%, pardon. Am consumat. Deci e bine, nu consumă foarte mult. Mă duc frumos și o las acolo în bază. Și așa o am pentru tura viitoare. Stați să și, pardon, să și verificăm. Iarbă, bun. 100% îngrășământ, deci avem îngrășământ, not problem. Săracul UTB ăsta o să trebuiască și ăsta spălat, că nu l-am mai spălat, n-am mai dat cu apă pe el de câteva ture și așa l-am băgat la cosit. Celălalt îl ținem doar pentru transport și o să ne mai cumpărăm unul. Dar m-am gândit și nu cred că o să fie UTB următorul tractor, cred că o să fie tot ceva așa frumos special, dar îl las, încă nu vă dau niciun spoiler pentru că o să fie o să fie și tractorașul ăla o surpriză destul de frumoasă, zic eu. Așa, 45 la oră. Ăsta merge destul de binișor și ăsta cu un 45 la oră mie îmi convine. Așa, frumos acelișa la băzuleană. Asta aș putea să o las chiar aici, că aici oricum nu prea țin nimic în garajul ăsta. Remorca asta de lemn ar trebui să mă desfac de ea și să o vând, că să-mi cumpăr o remorcă de lemne ca lumea, pentru că asta deja nu prea o mai folosesc și nici după mașină nu cred că o să o mai folosesc. Și dacă venim frumos aici la garajel, remorci de forestry, 1337. O luăm și o vindem, oricum nu mai folosesc, am folosit-o atunci la început, nu cred că o să o mai folosesc de grabă, așa că decât să o țin, bum, e binevenit.
Mi-e ciudă că am pierdut aproape 4.000 erau, sau 4.000 și ceva pe contractul ăla cu Lime. Pentru că mi-am adăugat Bitter Contract, e un mod de pe ModHub care îți dă niște contracte mai bune. Practic, îți plătește mult mai bine munca, contractele sunt mult mai bine plătite. Dar am ieșit din joc, i-am dat save, că am vrut să vedeți și voi că am făcut contractul acolo și luam un 4.000. Și acum nu mai dă să mai iau recompensa înapoi și au rămas și căcaturile alea de utilaje, care nu pot să nici să le dau înapoi, nici să le vând, nici nimica, pentru că au rămas acolo. Acum le-aș putea folosi eu, dar n-ar fi frumos și realistic, practic, să fac treaba asta, așa că o să scap cumva din ele, o să le șterg, dacă nu din salvare, sau o să văd eu cum o să scap de ele. Așa, să intrăm frumos acele și ala șopulean. Atât. Acum sper să poată ăsta să-mi tragă mie planterul ăsta de copaci. Nici nu m-am uitat câți cai avea nevoie. De curiozitate aș fi putut să mă uit. Hop. Așa. Hai, tată. De ce nu-i încarcă? Acum ar fi culmea să nu fie compatibil copacii ăștia cu damconul ăsta. Dar mi se pare mie că eu l-am mai folosit ăsta. Așa că da. Bun, mi-a încățat 60 de bucăți. Ăștia 60 cred că o să am loc să-i pun pe toți. A 60 de braz. Ohoho! Mamă, ce-am dat cu el de parapet. Eu am pus parapeții aia acolo. Eram sigur că în ziua în care o să ies cu un utilaj mai mare o să mă bag acolo direct în el. Din 60 de bucăți din astea de braz, eu zic că o să scoatem ceva și ăștia când o să-i tăiem, o să-i tăiem toți. Ne punem pe ei, îi tăiem, am vândut tot produsul. Ar fi fost bine dacă aveam ceva să prelucrez lemnele, dar și asta este o idee de viitor. Să ne luăm ceva, o fabricuță, ceva să ne o cumpărăm, să ne o achiziționăm, să o avem mai pe aici, pe undeva prin zonă și să îi ducem lemne și ea să facă produse, să ne scoată, nu știu, ceva, mese, paleți, nu știu, orice, ca să ne producă niște bănișoare. Am văzut un lemn acolo în spate, probabil mi-a căzut mie dintr-o remorcă ceva, l-am văzut acum jos când am trecut pe lângă el. O să-l iau și pe ăla și o să-l vând când o să trec pe aici cu lemne, când o să mai mergem la furat sau l-am promutat acolo la pădure. Așa, și începem frumos împlântarea. Cât mai avem? 29.577. Ok, câțiva bănișori mai avem. Așa, ia să vedem. Să mă pun frumos pe aici pe hat. Așa, văd că lemnele astea au coliziune. Op, îi dăm frumos un 3. O coborâre. Am pornit-o. Aoleu, n-ai acces la pământul ăsta. Bă, al dreacu, nu o să mă lase să plantez, cred. Păi de ce gâtul mă să n-am acces dacă e și hatul meu aici? Deci nu mă lasă mizerabilul să plantez, bă. A, păi știu ce fac. Stați așa. Pun pe teren la mine. Altfel, n-o să mă lase. Pun pe teren la mine aici, numai bine, în 3 luni, cât o să dau eu timpul, ei nu o să crească foarte mari și o să-mi permită mie să strâng iarba de pe teren. Și pun copaci pe ultima brazdă, practic. Și așa nu o să mai am nicio problemă, cred. Bă, dar ce mizerabil, acum sper să nu șteargă iarba, știți? Nu mi-o șterge, stai să dăm un control W. Și pe ăsta îl mutăm frumos aici pe mijloc, ca să-mi țină un rând drept. Vreau să pun o linie perfect dreaptă. Așa. Și acum mai dăm un 3 frumos. Și el o să meargă, practic, o să trag eu de volan stânga-dreapta. El o să meargă drept și o să-și facă treaba, o să planteze. Pam, 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 pam. Și așa o să fie tot pe o linie dreaptă. Să nu fie unul stânga, unul dreapta, să se vadă acolo. Se vadă acolo frumos. 51, 50, deja am pus 10. Cred că numai bine am luat ăștia 60 de copaci, cred că o să-mi ajungă perfect. Plus că văd că marchează și ceva ploaie, o să mai trebuiască să mai cumpăr niște... O să trebuiască să mai cumpăr niște grâu pentru găini. O să vă arăt și ce update am făcut acolo. Bine, un update, un mic update. Am cumpărat un suport din ăla pentru paleți, la fel, care ți-i ia automat, bagi palețe frumos în el și el ți ține. M-a costat 1000 și ceva de euro, este tot așa un moduleț. Și plus de asta, de alta, o să ne mai uităm la contracte. Până merge ăsta în față și își face treaba, pardon. Vreau să vedem ce contracte mai avem. Să dăm cu un îngrășământ aici. Să dăm cu 3.000. Să dăm și cu asta tot la fel, cu un îngrășământ.
Aici să îmbalotăm, nu mai vreau să îmbalotez, nu mai vreau să îmbalotez. Îmbalotat, 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 nu mai vreau îmbalotat, tată, nimic. Bă, nu mai sunt alte contracte. Uite aici să arăm. Așa, 2205. Să semănăm 1000. A, dar plătesc foarte, foarte puțin, nenorociții. Și am băgat ăla cu contracte noi, dar văd că le ștergem toate contractele. Și ia să dăm new contract. Tot așa. Na, iară l-am luat. Clear. Accept. Stați ca să nu mi se ducă tractorul. 4, hop. Bun, mi-au mai rămas fix 4 copaci. Ok, din 50. Dar o să-i pun și pe ăștia pe undeva, acum sper să mă lasă să mă bag aici pe hat. Să-i pun pe hatul cu... Să-i pun pe hatul ăsta cu vecinul. Nu înțeleg de ce gâtul mamei lui nu mă lasă să... Dar lasă-te în jos odată. N-ai acces la pământul ăsta. Dar cum pizda mă, zic că normal jumătatea e a meu, jumătatea e a lui. De ce gâtul mă să mă lăsa atunci să cosesc iarba și să... Uite că aici a mers. Așa. De ce gâtul lui mă lăsa atunci să cosesc iarba și să... Și să o și strâng când ăsta nu e a meu. Bun. Ăsta îl putem dezgăța direct aici, că o să-l dau și înapoi imediat frumos. Venim aici la cheiță. Pam, pam, pam. Bun. Ăsta l-am dat înapoi. Vreau să mă mai uit odată să mai dau un reset acolo la contractele astea. Aici avem noi frumos puse astea de mine, dar văd că nu prea vrea să... Ăsta îi dăm cancel, că nu vrem noi contractul ăsta. Așa, și dăm new contract. Și tot aceleași mizerii ne le dă. Mamă, 13.000. Mamă, ăsta la 13.000 m-aș băga. 229. Eu cred că e cam mare câmpul ăsta 229. Stați să ne uităm la el. 229. Hai vine încoace în jos, tată. 227, 225, 224, 229. E terenul ăsta de aici. Băi, eu zic că e destul de măricel terenul ăsta. M-aș risca pentru 13.000 să-l fac, sincer să fiu, și avem și dita mai tractorul. Eu zic că ar merge acolo la un 13.000 să luăm pe el. Nu știu ce să zic. Hai să fugim repede prima dată până în bază, ca să văd dacă mai am grâu în buncăr, dar aș putea să mă uit și de aici dacă mai am grâu în buncăr. 0 litri. Pua, nu mai am nimic. Soia am și prețul la soia în momentul de față s-ar putea să fi crescut, dacă nu mă înșel eu. Ia să vedem. Mai iunie. În iunie urcă cel mai tare, deci trebuie să mai dormim o lună. Așa. În momentul de față e la 1000. 1000, 1000. Hai să mai dormim o lună rapid. Contractele las poate să actualizează, pentru că ăla era bun, 13.000. Cam mult de muncă. Dacă nu se schimbă până luna viitoare, poate le iau și îl fac. Îl începem acum și dacă îl termin eu pe offline sau îl terminăm pe episodul ăsta, că oricum mai avem timp să mai facem câteva chestii. Vreau să bag niște grâu la găini, dar nu mai am și nu știu exact cât grâu mai au găinușele mele. Cred că mai au vreo 3 tone și ceva. M-aș risca să cumpăr câțiva saci, dar stați să vedem cât mai au exact, ca să nu mă înșel. Dacă trebuie să le bag sau nu, hoc, am băgat viteză, tată, am activat modul cu viteză. Mai au 5 tone și sunt 300 de găini. Cred că dacă dau eu timpul, le rupem. Aici am băgat frumos ouăle, se vede, avem 2 tone, 362 de kilograme de ouă. A fost un palet jumate, aproape 2 palete de ouă, plus mai avem acolo câteva cofraje. Așa că o să facem când avem mai multe ouă, când o avem mai plină, la fel, bum, luăm dubița, am încărcat paleții și am plecat, atât și am vândut. Ne ducem la vânzare, de mare angajament cu găinuțele astea, dar o să trebuiască să investesc acum puțin. Stați așa, să las tractorul ăsta pe aici, pe undeva. Așa, rămâi aici, tată. 4, îi dăm frumos aici pe Șopuleanu, venim la saci. Și unde avem aici saci, 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 saci? Cu mâncare de găini. Aveam eu niște mâncare de găini mai ieftinicică. 500. 1500, o tonă jumate. Dacă cumpărăm așa, e 1750. Ba, al dracu, trebuie să le cumpăr pe separat. 1, 2, 3, 4 saci. Ok. Mi se pare că mă încăpeau doar 3 în dubiță, dar am cumpărat 4. Hai să fugim repede la shop după ei.
Că dacă tot... Da, aș putea să iau remorcuța. Ca să nu mă mai chinui să-i mai bag pe acolo prin spate. Iau frumos remorcuța de aici și mă duc și cu... Mă duc și cu remorcuța. O să trebuia să iau și îngrășământ, o să trebuia să cumpăr și lime, o să trebuiască să iau o grămadă de chestii. De asta am și optat, zic, fac treaba asta cu copaci. Oricum am zis că nu sunt foarte scumpi, ți-a închiriat frumos modul, m-a costat 1000, 3000 au fost copaci, 4000 de euro acolo, am făcut o investiție de 4000 și cred că o să scoate mult profit din 60 de copaci, din 60 de brazi din aia în ultimul stagiu. Eu zic că o să scoatem un bănișor ca lumea. Așa, frumos, i-am încărcat. Să închid și porțile frumos. Văd că aici am pus metru. Am pus metru fără să vreau cu altul. Îl scot eu imediat când ajung în bază. Le las mâncarea la găini și dormim neapărat ca să vindem soia. Să vedem dacă urcă prețul la 1300-1400 cât era. Chiar sunt foarte curios să văd dacă o să ne ajungă la prețul ăla și o vindem și luăm un bănișor ca lumea pe ea. Și acum, plus de alta, nu o să mai folosim mâna pentru a da mâncare și pentru a ridica saci. Hai cu autoloadul din car de acolo de la shop ca să nu mai transporte utilajul până acolo. Nici n-am bani să-mi iau alt utilaj să stea acolo. Dar îi putem descărca frumos din dubiță. Le dăm frumos un... Stați să vedem, sunt selectat pe dubiță. Control-i, i-am descărcat frumos. 10, pam, pam, control-i. Nu merge să o descarc, deci o să trebuiască să iau eu manual. Așa, hai să și pornim lizardul nostru pe rotorină. Era mai bine dacă era electric. Așa, îmi luam un încărcător în ala și îl puneam la încărcat, da? Merge și așa. Așa, op, tată, nu te duce, nu te duce. Așa, vrea să mă dea cu roțile în sus. Așa. Pam, ne selectăm frumos camera ca să avem și o vedere bună. Tufele astea o să trebuiască să le scot de aici neapărat, să le tai, să le dau cu paint-ul cumva să le vopsesc și să mi le tai de aici. Tai de te mai în față. Așa. Bun, ăsta l-am învățat. Aș putea să iau 2. Las că după aia venim și luăm 2. Dacă pot să iau 2 și unul în cealaltă, să-i dau pe toți odată. Așa. Pam. Mi-a învățat frumos. Le luăm și le dăm și hrană la puicuțe și scăpăm, ne luăm de o grijă. Dacă i-am luat pe toți 3, m-am chinuit puțin să îi le pot agăța pe toți 3, am deschis brațele la maxim, dar mamă, bruienile astea mă bruiază total. Numai să nu mă răstorn cu el. Hop. Atât. Ia uite ce frumos curge mâncare. Oricum astea o să le ajungă pe o măsea vreo 2 luni. Nici nu știu dacă o să aibă pentru 2 luni, la fiind 100. Bine că nu sunt toate mari. Avem și puii, nu știu exact cum consumă. Dacă consumă mâncare cât o găină sau consumă mai puțin, sau nu consumă până nu cresc. Asta nu pot să vă spun pentru că nu știu nici eu. Dar o să vedem de curiozitate câtă mâncare ne-a mai rămas, având acum 100 de găini. Bun, hai să fugim repede să dormim. Așa, 389 animale vândute, plus costuri de producție, plus nu știu ce mi-a mai zis acolo, în fine. Așa, ăsta bine că nu l-am oprit. Hai să vedem de curiozitate câtă mâncare mai au, dacă mai au. Vă mai au 8 tone. Ok, deci n-au consumat foarte, foarte mult. Și ce, ne-au scos un palet de ouă sau încă nu? Nu, încă nu, e pe jumătate abia. Bun, solarul, i-am pus apă frumos să ne producă. Aici iarba văd că crește, se cultivează. E bine că e în stagiu, are și îngrășământ. Până ajunge în stagiu 3 o să mai fie puțin. Și acum cel mai important, să ne uităm la prețurile la soia. 1185, 1297, cât a zis că crește? 1188. Și aici cât costă? 1297. Oare mai crește? Păi sunt curios să dau timpul mai repede. Ia să dăm timpul pe 360. Lăsăm să mai treacă o oră și urmărim tot la o oră, dau eu frumos aici pe pauză și urmăresc să văd dacă chiar crește sau 1307, bun, hai că urcă, lasă așa pe o oră de curiozitate, că dacă urcă mai tare, pam, mă duc să mă pregătesc repede la tractor, în caz că nu mai urc, opa, mai dat o oră, nu, prețul, de ce mi-a fugit de la preț, 1321, 1325, îl mai lăsăm puțin, poate urcă la 1500 pe acolo, ar fi ca lumea. 12, acum ne uităm din nou la ora 1,
1338, 1333. Băi, și s-ar putea să mai urce, s-ar putea să mai urce. 1207 era topul lui, 14. 1347, 1341, îl urmărim acum, stăm și urmărim puțin prețul. Ora 3. Bine că nici nu vreau să se facă foarte, foarte noapte, 1355. S-ar putea să mai urce. Dar când putem noi să recoltăm rapița, ca să nu-mi treacă timpul? Bun, mai dorm o lună și așa o să pot să recoltez și rapița, pentru că văd că prețul tot îmi crește mie aici frumos în continuare și treaba asta e bună. 1363. Dacă nu-l vindem noaptea, așa e. Până văd că nu mai crește produsul. Hai să vedem frumos o pornire. Dacă nu-l ducem pe noapte și îl vindem, nu e nicio problemă. Swordish Tent. Și acolo văd că au ăștia cerere, nu știu ce vor. Hopa, 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 7. Gata că acum deja o să se bage în scădere. 1371. Nu cred că o să urce mai tare de atâta la Ionuț aici. Etichetăm frumos. Nu mai știu exact unde era punctulețul ăsta de văd. Ah, bă, da, acolo în față. La ieșirea din sat. E ora 8:42. 18:42, pardon. Deci o să am două ture de transport. Dar mergem și vindem, că am așteptat treaba asta cu vânzarea de soia și numai bine, mai dăm o lună și dormim și ne putem recolecta toată rapița. Hop, 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 că nu e bine aici, să mă duc. Avem și niște căpșuni, avem și un pale de roșii. Dacă nu loveam aici, nu eram sănătos, mă enervează borlanul ăsta, o să iau și o să vând buncărele astea. Promit că le iau și îl vând și îmi cumpăr alt, îmi pun alt buncăr aici. E foarte, foarte enervant buncărul ăsta lui Ion. Poate el avea tractoare mai mici, nu știu, avea o remorcă mai mică, dar bine că remorca asta o rămas de la el. Și e cam enervantă. Pam! Îi dăm frumos aici o încărcare să ni se încarce și fugim la vânzare. Atât, hai să fugim rapid la punctul de vânzare. Dacă ies pe aici, puteam să deschid cealaltă poartă. Și așa porțile astea de la intrare nu le-am mai închis de când am început aici pe hartă să ne jucăm. Mamă, ce era să mă duc acolo, crace în sus. Stați așa ca să mă orientez puțin, că nu mai știu eu exact pe unde era punctulețul ăla de vânzare, dacă am luat-o bine sau nu. Nu cred că am luat-o bine, era... Bă, nu-l mai văd acum. Opa, a, gata, în fața acolo, da, știu unde. Bine, știu, 100% nu știu unde e, dacă am așa o inspirație. Dacă am luat-o noi pe aici, frumos, ieșim în celălalt. Trebuia să o iau eu pe acolo, pe la punctulețul meu de vânzare de legume, să mă duc tot în față, făceam la stânga și ajungeam acolo. Mamă, în ce am dat aici, tată? Bă, câți copaci existau pe harta asta? Fix în ăsta trebuia să fac. Și cum mama dracului are coliziune copacul ăla acolo, nu mă întrebați, că nu știu nici eu. Cu un gâtul am dat fix în el, nu pot să-mi dau seama. Avem 10 tone, ne mai rămân 3 tone în solar. Măcar pe ăștia, pe soia asta luăm un bănișor ca lume. Am, aici cred că o să dau un copac ăștia de o să ne mai nenorocească. Dar încerc să trec printre ei, să văd dacă avem noroc. Ata, și uite pe aici așa. Op, op. Ca să nu mă mai... aici cred că mă blochează. Da. Am dat într-o creangă. Cred că aici o să încânte. Nu, tași că ies? Nu mai ies. Nu mai ies de aici, ata. Atât. Atât, hai, ușor. Lasă-mă să ies. Asta se întâmplă pentru că n-am mers pe... Pentru că n-am mers pe drum cum trebuia să merg, mi-a trebuit mie să mă bat pe scurtătură, n-a scurtătură, dar asta se întâmplă când de asta sunt făcute drumurile pe hărți, ca să mergi pe ele dintr-un punct A într-un punct B, nu să treci pe terenul la oameni. Op! Atât, soia, bam! Îi dăm frumos o descărcare și să urce bănișorii, tată. Să urce băniulețul! Hai că nu-i dau, îi las așa să văd cum urcă acolo banii, urcă sufletul, crește sufletul în mine când văd. Nu este o cantitate foarte mare, dacă aveam acum vreo 100 de tone sau vreo 50-60 de tone, era ceva, dar îți bune și astea 13 tone, mai mult nu putem să scoatem de pe terenurile deținute. Bam, 41.000.
13.715 am luat. Și mai avem încă 3 tone, dacă nu mă înșel. Aveam 13 tone, mai trebuie să mai avem 3 tone. Le aduc și pe alea și le vând. Nu las nimic acolo, vreau să las buncărele curate. Și o să mă uit când avem niște bănișori și găsesc niște buncăre mai ieftine, să le cumpăr și să mi le instalez, să le pun. Să am niște buncăre noi, pentru că... sau silozuri, cum vreți să ne spuneți. Pentru că mă enervează ăla că e foarte jos și în continuu lovesc în el, îmi dă o grămadă de bătăi de cap. Ușor. Aici facem cu dreapta și ne ducem înspre cap. Cu dreapta și stânga. O să iau eu acum frumos astea la alte 3 tone. O să le duc și o să le vând și cam atât. O să mă bag la som pentru că e destul de iar andat în el. Dar măcar 3 tone, 330. O să le iau și o să le vând. Să mă bag la somn, să dau timpul să mai dormim o lună, că trebuie să recoltăm rapița. Și cam atât cu acest episod, îl lăsăm aici. Dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să apăsați acolo pe butonul de like, să dați un share, un subscribe. Vă aștept și pe Discord, aveți Discordul în descriere, acolo găsiți toate modurile cu care mă joc eu. Și dacă doriți harta modificată de mine așa cum este momentul de față, mi-o cereți și vă trimit în privat pe Discord. Astea fiind spuse, eu am fost Bisogame și până data viitoare, v-am salutat. Pa, 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 pa.